Felicitări, ești omul meciului pentru că ai reușit să aduci egalarea, sânge rece acolo. Cum a fost astăzi? Sunt bucuros că am reușit să marchez gol, dar eu cred că meritam în seara asta mai mult, să luăm toate trei puncte, dar suntem mulțumiți și cu un punct și mergem mai departe și să câștigăm. Vă reproșați sau își reproșează într-un fel colegii tăi că nu au turat motoarele un pic mai devreme? A părut că puteți să vă apropiați periculos, ați și avut acea bară în final la lui Silva. Da, am avut ocazie la repriza a doua și dar echipa CFR, echipa bună. Noi am încercat să marcăm și gol 2, dar nu am reușit și, cum am spus, suntem mulțumiți și cu un punct. Deci asta vreau să te întreb, dacă sunteți mulțumiți cu un punct, deși trei puncte v-ar fi dus cu șanse destul de mari să intrați în lupta la titlu cumva. Da, ar fi bine dacă am reușit să luăm toate trei punctele, dar asta e fotbal, e o echipă bună. Noi ne gândim în față să mergem mai departe, să câștigăm meciul următor și... Redevine ușor-ușor acel colij pe care îl așteaptă suporterii olteni, care era la începutul lui la Craiova? Sper că da, mă simt bine, dar, cum am zis mereu, sunt și alți jucători foarte buni. Nu contează cine joacă titular sau cine intră, important e să jocăm bine toți și să mergem. Au fost ceva schimbări la echipă, totuși pare că Eugen Neagoie găsește ușor-ușor mecanismul. Sunteți aproape de a găsi formula câștigătoare, să spun așa? Da, eu cred că toate meciurile am jucat, echipa a jucat foarte bine. Face treaba bună, antrenor, suntem mulțumiți toți și asta e, mergem mai departe. Ce spui de aceste egaluri din play-off? Multe egaluri. Da, asta e, anul ăsta e campionat play-off foarte bun, cu echipe foarte bune. Eu cred că fiecare echipă merită să la bate pentru campionat. Și o să fie un campionat foarte interesant până la sfârșit. Mergeți la Farul. Da, echipa foarte bună. Lider. Și aseară a făcut un meci foarte bun, dar noi avem un lot bun, o echipă bună și sper să... Eu cred că pot să câștigăm acolo. Mulțumim. Mersi mult.